Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Că tot a fost ieri ziua învățătorului, să depășim festivismul autorităților, care s-a manifestat și prin felicitările pur formale ale președintelui Iohannis, despre care am zis mai devreme, și să vorbim despre un caz de o bizarerie aproape înspăimântătoare petrecut în învățământul românesc și care s-ar putea să spună ceva destul de neplăcut și despre modul în care funcționează nu doar educația, ci statul însuși. Așadar, recent a fost trimisă în judecată, sub acuzații de înșelăciune și uz de fals, o doamnă din Vaslui, care a predat educație, da, a predat mai bine de 30 de ani în școlile județului, în baza unor documente, diplome și adeverință de licențe falsificate. Deci, 30 de ani, doamna asta a fost profesor și a luat grade didactice, s-a dus la examen, a promovat, a luat salarii, mă rog, e un prejudiciu calculat de vreo peste jumătate de milion de lei, salarii luate pe nedrept. Este vorba de o doamnă pe care o cheamă Lenuța Damian, care de 4 ani încoace, adică din 2020, este și viceprimar al comunei Vasluene Codești. Atunci a candidat pentru un post de consilier local și după aia a devenit și viceprimar. Cazul este halucinant, a fost documentat în detaliu de jurnaliștii Hot News. E o anchetă lungă acolo, vă recomand să intrați pe Hot News și să o vedeți. Culmea, doamna Lenuța era cunoscută și ca avertizor de integritate. Adică ea a semnalat în mai multe rânduri situații de abuz sau încălcări ale legii care se petreceau în comunitatea ei. Dar aparent nu avea și o oglindă acasă ca să semnaleze cel din tâi caz de abuz și încălcare a legii, care o privea pe ea însăși. Mi se pare fascinant cum pot să trăiască oamenii zeci de ani, își construiesc o personalitate paralelă, trăiesc în propria realitate paralelă, sunt impostori atât de convinși de dreptatea lor, încât devin, practic, expun alți impostori. Ce psihologie trebuie să ai, cum trebuie să fii construit. N-ai remarcat în societatea noastră și oameni care au făcut bani mai degrabă necinstit și care arată cu degetul pe alții și spun, bă, cât se fură în țara asta, bă, exact. Incredibil. Da, da, da. Băi, deci e o ipocrizie. Oameni care au făcut bani din tot felul de manevre, de, știi, la limita legii sau poate chiar peste. Da, și domnule, incredibil, pozează cât de bine putea fi țara asta dacă nu se fura. Da, conștiințe morale. Da, da, da. Avem multe cazuri, așa este. Deci, doamna Lenuța a început să predea în școlile din județ în 1991. Inițial ca suplinitor necalificat, ca educatoare, apoi ca profesor de limba română, limba franceză și limba rusă. Talent. Apoi, în vara anului 2009, Lenuța Damian a susținut și promovat examenul de titularizare în învățământ. A devenit titular al Catedrei de Limba Română la Liceul Ștefan cel Mare Codești. Și de atunci a urmat o carieră profesională uzuală. A depus periodic la diverse examene dosare cu acte falsificate, unele cu greșeli crase și nimeni n-a observat. Dar ea, vezi, spre deosebire de alții, domnule, ea a trecut totuși examenele de titularizare. Deși te întrebi, comisiile respective care n-au putut să sesizeze nici măcar faptul că erau note în diplomele pe care le aducea, nu reușea media din notele pe care le prezentase, le inventase ea. Comisiile alea, oare cât de serioase sunt examenele cu pricina, dacă n-au reușit să observe lucruri atât de mici? Diploma de licență pe care o folosea ar fi fost eliberată de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, spunea dânsa, dar procurorii au descoperit că datele erau practic copiate din diploma autentică de licență a unei alte profesoare din județ. Dânsa nu fusese niciodată student al acestei universități. În ianuarie, când polițiștii și procurorii au făcut percheziții în acest caz, au fost găsite și alte adeverințe false de studii, pe care doamna Lenuța, viceprimar, le folosea în diverse situații. Una atesta absolvirea unei universități din Sibiu, alta a unei facultăți de drept din Botoșani. Fals. Anchetatorii au mai găsit și alte documente ce păreau a fi pregătite pentru falsificare. Citez. Diplome de licență, suplimente la diploma de licență cu decupaje în zona aplicării ștampilei unității de învățământ, certificate de grade didactice și definitivat, decupaje ale unor impresiuni de ștampilă scanate al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, cât și ștampila, mă rog, un decupaj după ștampila unui notar public, precum și alte copii după unele documente de studii cu numele altor persoane, au precizat procurorii.
Deci îmi imaginez, avea undeva o încăpere unde știi cum sunt în filmele alea. Suna pasiune. Da, avea și un hobby să falsifice diplome. Și de când cupaje de ștampile. Ce vreau să mă fac? Păi vreau să fiu, să fac o diplomă de drept. Mm-hmm. Și i-a invocat numele unor profesoare care i-ar fi predat diverse materii la anchetă. Au întrebat, dar cine v-a predat? Păi doamna, nu știu ce. Profesoare care fie nici nu existau, fie muriseră de mult, fie nu lucraseră niciodată unde spunea ea că lucraseră. Când a început ancheta, comunitatea locală i-a sărit în apărare, considerând că totul este de fapt un atac al unui adversar politic. Dar vraful de dovezi arată că, din păcate, adevărul că asta e, că doamna în cauză e, în fapt, o impostoare de cursă lungă, care a evoluat pe sub radar în sistem, urcând scara profesională an la rând, fără ca sistemul să se prindă de escrocherie. Adică, de exemplu, la unele examene de grad, doamna, acum 3 ani, a obținut gradul în didactic 1, gradul întâi didactic, care, din câte știu, este top. Cel mai, sper să nu mă înșel, dar e top. Uh-huh. Deci la acest examen a depus diplome false care aveau medii calculate greșit pentru diverse cursuri pe care pretindea că le urmase. Aici eu înțeleg. Deci și eu sunt slab la aritmetică. Poate că dânsa știa franceză, rusă, română, nu? Că așa preda. E umanistă. Da, e umanistă. Deci n-a știut să-și facă media în fals, iasă corect. Punea media la cursurile cu tare și la sfârșit a greșit media când a făcut calculul. S-a retras din învățământ când a început ancheta, dar atenție, a rămas viceprimar. Pentru că de ce nu? Nu-i așa? Adică ce? Viceprimare, scroci, n-avem? Care e problema? Aici se potrivește. Eu sunt foarte curios. Avea calificare. Da, exact. Eu sunt foarte curios dacă va fi realeasă. Asta în cazul în care candidează, nu știu dacă o să candideze. Acum e consilier local. Și ar trebui să ne întrebă, ați vota un astfel de personaj? Pe mine mă întreb. Serios. Păi mă uit la voi, dar dacă vrei, întrebăm ascultătorii. România este țara unde s-a ales primar din pușcărie. Da. Condamnat. Mm-hmm. Mă gândesc că se poate întâmpla orice, adică avem un exemplu, eu n-am nicio așteptare. Da, avem un exemplu mare de tot peste ocean, unde Donald Trump s-ar putea să fie, să fie reales ca președinte în condițiile în care va avea cazier la momentul respectiv. Deci mi se pare uluitor cum poți da încrederea ta unui personaj pe care justiția, dintr-o țară totuși liberă, adică nu vorbim de o dictatură în care procesele sunt niște făcături, în care are loc o anchetă penală corectă și urmează un proces care duce la o decizie prin care cineva are un cazier, deci a încălcat legea. Cum votezi un astfel de om? Ce-i în capul tău? Și vorbim aici, dacă te referi la America, de poate cea mai importantă democrație din lume, nu? Da. Și nu doar America, uite, deci, și la noi, vorba lui Luca. Oameni despre care vorbeam asta, da. Oameni care își fac banii la negru și se văicăresc de cât se fură în țară. Da. E genul de oameni care ar vota un personaj de ăsta pentru că e descurcăreț. A demonstrat că e o femeie care a știut să se descurce, da? A plecat de la zero, n-avea nici școală, da? A făcut carieră în învățământ. Vezi că a predat, a fost și ambiție, că putea să predea numai română. A predat și franceză și rusă. Da, de, dacă... Și femeia s-a tot dezvoltat, s-a dus la toate examenele. Dar dacă o astfel de persoană a escrocat pe toată lumea sau mulți oameni ani de zile, de ce crezi că pe tine nu te-ar escroca? Adică tu îi dai votul că s-a descurcat. Păi că dar de ce crezi că dacă ar interacționa cu tine, nu s-ar descurca și cu tine? De ce nu te-ar face și pe tine? Oamenii nu gândesc în felul ăsta. Cum nu? Sincer spun. Bun, dar de ce nu? Nu gândesc că interacționează cu cel pe care îl aleg. Ei gândesc că ăla pe care îl aleg e cel care îi va cârmui. E ăla care o să se descurce în numele lor. Bă, dacă ăla care adică a fost ales a mințit pe toată lumea, a. De ce crezi că din poziția în care îl pui nu o să te mintă și pe tine și nu o să te fure și pe tine, de fapt? E de la asta, domnule, că i-a mințit pe ea de la stat, bine le-a făcut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.